Părintele spune, mistic cu adevărat e săracul care nu are nimic. Iar eu sunt sărac și de Dumnezeu, și de biserică, și de lume, și de rude, și de prieteni, și de avem trupești și sufletești, că eu n-am loc unde să-mi plec capul, obosit de atâta prigoană. O, cine mă poate înțelege? Eu sunt în afara timpului, pentru că nu e vremea mea. Cum aș vrea eu să-i slujesc cu râvnă și cu zel Dumnezeului celui viu? Dar tocmai pentru că sunt atât de singur, de aceea sunt bogat în comori cerești mistice, că eu sunt sărac până și de mănăstire, că dacă am bătut la fiecare poartă a mănăstirilor, am fost alungat după ce au constatat că sunt credincios. Dar ce contează toate cele vremelnice în raport cu infinitul? E adevărat că am suferit în București, în Iași, în Timișoara, în Cluj, în Gherla, în Bănbonț, în Secălaia, în Ghiula, în Telec, în Sicân și enumer aici multe mănăstiri unde a luat bătaie. Dar prin toate aceste prigoane, din care n-am menționat decât o parte, am câștigat cunună, comori neperitoare și mai ales pe prea bunul Dumnezeu. M-am luat la trântă cu toată lumea pentru cauza lui Iisus Hristos, Biruitorul. I-am scos lui Hristos spinii, piroanele, sulițele, ca să răscumpăr cât l-am supărat cu păcatele mele, cu ura și cu neștiința. Dar vede-o cine că atâta luptă pentru Hristos nu putea duce nimeni și să mai facă și să mai fie și încă viu și liber, ci numai Hristos a luptat în locul meu și înaintea mea cu toți dușmanii de i-am biruit. Eu nu susțin nici pe bogați, nici pe farisei, nici pe scribi, fățarnici, nicolaiți, eretici, simoniaci, apostați, exploatatori, imperialiști, colonialiști, nici pe mine însumi nu mă susțin, ci doar pe Hristos cel răstignit, înviat și înălțat. Tot în mistică, Părintele spune, nu mai putem avea viață de liniște în mijlocul prigoanei și al suspicerii cotidiene și nici vreun repaus și nici vreo pace în amarnica primejduire, că în dureri și în lacrimi, în sărăcii, în necazul suntem toți, fără niciun sprijin și fără vreun zeamlu și niciun loc și timp n-avem măcar pentru a întoarce vreun suflet și încă nici pe al nostru suflet nu-l putem mântui dacă n-ar fi mila și iubirea Dumnezeului celui viu. Iată de ce scriu tuturor îndureraților, prigoniților, monahilor, clerului, creștinilor, ca să vă întăriți, să vă încredeți în Hristos și în tăcere și în lacrimi să ascultați glasul și cuvântul Domnului, Dumnezeului celui viu, să aflați pacea lui Hristos și liniștea și harul și iubirea și tot ce e sfânt. Că voi aveți, că noi nu avem unde să ne plecăm capul, dar voi aveți unde să vă rugați și aveți unde să vă mântuiți. Și spune Părintele, pocăiți-vă, că aveți mai bună ocazie ca oricine, dar voi nu numai că nu vă curățiți, ci încă nici pe alții nu lăsați să se mântuiască și chiar pe sfinții îi urâți în zadar, îi clevetiți găsindu-le cusururi în orice ipostază și situația ar fi precum lui Ioan Botezătorul, că postea, lui Hristos că mânca și bea și că se dă spre hrană și băutură eternă. Întru toate vă smintiți, de aceea nici nu mai trimite azi Hristos decât nebun pentru numele Său. Și puteți să vă smintiți cât vreți, că toți smintiți ați și căzuți, sunteți și nu mai aveți unde să mai cădeți din cât sunteți. N-aveți decât să râdeți pentru nebunia noastră ce o facem pentru Hristos și pentru împărăția cerurilor. Voi rămâneți cu râsul, cu batjocura, iar noi lucrăm chiar în mijlocul nopții și al prigoanei cele mai amare, până în sfârșit, și ne împlinim misiunea drepte făcând cărările lui Hristos Logos, ca să nu vină mânia divină peste cosmos. Voi sunteți nebuni pentru Satan și pentru lume, iar noi pentru Hristos și pentru ceruri. Așa că e ceva modern și actual a fi nebun azi. În apologetică spune Părintele așa, el a avut o luptă foarte aplică cu ateismul, cu ateii. Atât de mult i-a combătut în scrierile sale și a condamnat foarte mult duplicitatea de atunci. Era foarte supărat pe faptul că în temnițele comuniste, la Iudgher, la Pitești, erau foarte mulți călugări, erau foarte mulți preoți, erau foarte mulți creștini. Și el era supărat pe frații lui, monahi, preoți, erarhi, pe toți. Pentru că, spune undeva, voi v-ați împărtășit azi. Voi ați luat anafură azi. Voi ați băut aghiazmă azi. Dar la Gherla, la Aiut, cine duce o mână de anafură? Cine duce un pahar cu aghiazmă? Cine îi împărtășește pe acei nefericiți? Cine are grija lor? Îi spunea lui Petru Groza, grozav un pietrit. Era și fecior de preot, acel Petru Groza. Și la mormântarea lui Petru Groza au participat toți. Și patriarhul și toate cultele, că au fost chemate de partid. Și Părintele îi certa și le spunea, v-ați adunat la un hoit,
ați venit la cel mai mare torționar al neamului românesc. Ați venit să-L slăviți pe Cel care ne-a strâns de gât pe noi, pe Cel care ne-a alungat din mănăstiri. Lui cântați veșnica pomenire și Hristos a înviat. Dar celor din pușcării cine le cântă? De ce i-ați lăsat acolo în temniți? Și iată în apologetică spune: prin ruga noastră vă mai susține și voi, ateii, că atunci când nu vor mai fi slujbele, veți pieri și voi. Noi vă mai ținem prestanța și vă mai reprezentăm demnitatea. Iar voi, de când ați dat libertatea religiei, ați început să progresați, să aveți ajutor de la Hristos, că ați biruit pe toți. Ați descoperit rachete, sateliți, fotosinteză, prin ruga creștinilor, prin lacrima sfinților. Dar voi vă arogați vouă și vă trufiți cu ea. Noi am purtat o cară a hainei și a pletelor, a numelui și a cinului clerical, apărând pe toți, însă fiind noi prigoniți, nu mai are cine să-i apere pe netrebnicii farisei apostați, să ridice din căzuta lapsă demnitate și din mentalitatea lor negativistă. Așa că voi ușorii veți desfința sau lichida. Și merită, pentru că v-au fost scos de topor și tovarăși și prieteni de drum până la un loc. Noi însă, așa prigoniți, pe cum suntem, ne vom ruga pentru voi și pentru tot cosmosul, pentru cei adormiți de la Abel până azi, că iubim și pe vrăjmașii noștri, că voi ne dați ocazia să fim săraci, înlăcrimați, flămânzi, însetați, curați, pașnici, miloși, prigoniți pentru Sfânta Biserică. Din surghiunia noastră îl iubim și pe Hristos și mai adânc și urcăm cu El calvarul, îi scoatem spinii, piroanele, surițele și îl ducem la sânul nostru. Îl purtăm ca pe un odor, că voi n-aveți azi nici pe cosarul, dar pe Hristos, fiindcă lupta și contra omului, lupta contra omului și contra lui Dumnezeu. Vreți să ucideți pe Dumnezeu și pe Dumnezeu un om. Dacă v-ați găsit așa de deștept să schimbați natura, de ce nu vă schimbați inima de câini? Dacă vă lansați materia până la mii de kilometri, de ce nu vă înălțați și sufletul în dor și evlavie în cerurile înalte ale lui Dumnezeu? Dacă dați fericirea, pacea, de ce nu căutați și fericirea lui Hristos și pacea lui, cea mai presus de toată mintea, fățarnicilor, fiarelor, balaurilor cu multe capete viclene, până când vă va răbda prea bunul Dumnezeu, învie, Doamne, să se isipească dușmanii tăi? Dar voi, ateilor, nu vedeți că singur vă grăbiți sfârșitul, aduvându-vă în valea lui Iosafat pentru motivul economic, politic, juridic al tuturor necazurilor care o să vină peste voi? În demersul meu duhovnicesc, într-o seară i-am trimis în al preasfințitului un mesaj. Și știți foarte bine că în al preasfințitul arhiepiscop Ioachim are această harismă de a scrie poeme lirice. Și înapoi mi-a trimis o poezie. Dar ce m-a frapat pe mine este că după ce i-am trimis mesajul în al preasfințitului, la câteva minute, un minut, două, a venit și poezia. Și poezia suna așa: felicitări pentru cercetări, că legi fir cu fir, să ajungi la Părintele Nil, să dezlegi lanțul, să slobozești pe dorobanțul, să scoți din uitare pe cel care, în timp de teroare, a fost făclia aprinsă de vânturi nestinsă, cu glasul tăios, cu suflet milos, iubit de Hristos. Fariseii reproșau așa: până când scoți sufletul din noi, Mântuitorul le-a spus, eu am vorbit lumii pe față. Și fariseii spuneau: învățătorule, noi vrem să ne, nu vrem să ne spui ceva. Noi știm că tu nu cauți la fața omului și vorbești totdeauna adevărul. Părintele Nil nu a căutat la fața omului. A mustrat pe toți, că erau președinți, că erau arhierei, că erau clerici, că erau monahi. Și glasul lui de profet, pentru că eu îl socotesc un profet, toate manuscrisele sale sunt pline de vaiuri. Vai vouă, vai vouă, vai vouă, vai vouă. Și m-am dus bucându-l la profeții. Noi nu prea citim profeții. Dacă o să citiți profeții și o să luați cărții de Părintele Nil, o să-l înțelegeți altfel. Pentru că întotdeauna vaiurile deranjează. Dacă citiți Vechiul Testament, toți profeții au fost omorâți. Isaia, Ieremia, Ezechiel, Daniel, toți au fost omorâți. Poporul, nu-i place poporului cuvântul vai. Și ne place, e bine. E foarte bine. Și în timpul lui Ieremia, erau prorocii lui Hristos și prorocii lui mincinoși. În timpul lui Ilie, spunea Ilie, 300 de proroci sunt al lui Baal și unii cu proroc, singurul al lui Dumnezeu, am rămas doar eu. Și pe Ieremia l-au aruncat în groapa cu var, poporul, ca să nu mai audă glasul. Și dacă în război ne pierdem mâna, ne pierdem un picior, și pentru o mână sau un picior există proteză, pentru un spirit amputat nu există proteză.
Și eu m-am mirat tot timpul de ce părintele Nil a fost atât de astupat în cei 40 de ani de când a trecut în veșnicie. M-am mirat. De ce nu-i împatericul românesc? De ce nu vorbesc cu oamenii despre el? În periplul meu duhovnicesc am găsit mănăstiri unde oamenii m-au luat în brațe numai când am pronunțat numele său. M-au luat în brațe, m-au sărutat și mi-au spus, părinte, faci un lucru bun. Am avut mănăstiri unde de la poartă mi s-a transmis să plec. Deși eu am zis, pace ție casei acesteia, spune acolo Mântuitorul, care va fi acolo fiul păcii, pacea voastră se va odihni peste voi. Iar de nu va fi, să ștergeți și praful de pe picioarele voastre. Eu nu l-am șters, l-am păstrat, l-am pus undeva, ca mărturie că am fost acolo. Și am vrut să-l duc pe părintele Nil tuturor. Și m-am mirat. De ce unii îl primesc, de ce unii îl contestă? Nu asta e problema. Toți sfinții, unii au fost admirați, alții au fost contestați, și Sfântul Simeon Nou Teolog a fost și admirat și contestat, și câtă luptă a avut Sfântul Simeon Nou Teolog pentru părintele său duhovnicesc, ca să-i facă icoană și ca să-l preaslăvească. Și pe mine m-a făcut să aleg după dânsul, în primul rând, sinceritatea sa. Cultura sa deosebită. Sunt foarte multe manuscrise, 9.000 de pagini. Vă dați seama, aceste manuscrise s-au scris probabil în prigoană, între 1957 și 1970, când a stat ascuns în satul Crainici. Să vedeți, părintele era foarte năzdrăvan. În 1964 și-a dat un anunț la România Liberă, la secțiunea necrologului, scrie așa: colegii de facultate a Eroschimonacului Nil Dorobanțu anunță cu regret moartea colegului lor care a fost îngropat. Securitatea, când a auzit că Nil Dorobanțu a murit, l-a lăsat în pace, deși el trăia, bine mersi, acasă. Era foarte isteț și știa să avea strategiile sale de luptă ale armatei, fiind militar, le aplica în viața duhovnicească. Foarte multe minuni am auzit despre dânsul, vă povestesc numai câteva. Eu pot să vorbesc de Dorobanțu până dimineața, atât de mult s-a cuibărit în sufletul meu și atât de multe știu încât mai și încurc și nu mai am nici coerență, pentru că am umblat un an de zile foarte mult, foarte mult, prin toate mănăstirile. Am mers în toate satele românești și mi-e ciudă pe mine că nu am pornit mai devreme cu câțiva ani. Am pierdut foarte mulți oameni mari din lumea bisericească. L-am pierdut pe înalt preasfințitul Bartolomeu, care l-a cunoscut foarte bine. Am pierdut foarte mulți duhovnici care l-au cunoscut. L-am pierdut pe părintele Zenovie Chitescu, de la Nechit. L-am pierdut pe părintele Nicodim Bujor. Am pierdut foarte multă lume care mi-ar fi putut da informații. Singura persoană care mai trăiește și l-a cunoscut fiindu-i coleg de bancă este părintele Nicolae Bordașiu, care este preot la Sfântul Silvestru și care l-ați mai văzut vorbind frumos despre eromonacul Arsenie Boca. Una din minunile sale. Acum câteva luni, o femeie din satul Jorăști, de lângă Focșani, ne-am întâlnit ca să-i dau niște cărți. Și mi-a zis, părinte, eu aveam 17 ani și am mers la schitul Tarnița cu 4 femei. Am intrat la părintele. Una din femei, părintele a oprit-o și mi-a dat voie să intre la dânsul și i-a zis, tu nu. Femeia a început să plângă. A insistat. Părintele i-a zis, te duci acasă, mulgi vaca, în fața casei tale este un păr. Faci un șanț în jurul părului și tot laptele de acolo l-arunci în șanț. Și dimineața te duci să vezi ce e acolo. Femeia a făcut ascultare. A mulgi vaca, a făcut șanțul, a turnat laptele acolo. Dimineața când s-a dus în șanț era plin de șerpi. Femeia a alergat plângând la mănăstire. Părintele a așteptat-o și i-a zis, de ce nu vă opriți acolo în casa voastră de a mai face vrăji? Dar ce vrăji facem? Păi voi luați laptele credincioșilor din sat, umblați cu diavolul și cu vrăjile voastre. A spovedit-o pe femeie, a împărtășit-o, iar în 3 zile a murit. Cutremurător. O altă întâmplare, am găsit în satul Bolotești o doamnă care în 1951 avea 9 ani și avea o boală gravă la tiroidă. Făcuse o cușă mare aici sub gât și mama ei mergea foarte des la Tarnița. Și acolo, într-o noapte, fata era bolnavă, era aproape gata pentru că avea febră mare, nu știau ce să-i facă, erau anii 50, spitalele erau mai puține, mai multe erau felceri decât doctori.
Și la geam, noaptea, în miezul nopții, a bătut părintele. Și a bătut ușor și a zis, cine e? Eu sunt. Părintele Nichifor. Îl chema Nichifor. Și ce faceți, părinte? Uite, ia crucea mea de la gâtul meu și pune eu la gât fetei tale. Și fata ta va trăi. A făcut întocmai. Și acea persoană, care acum are 70 ceva de ani, aproape 80, are și acum crucea părintelui Nil, pe care am văzut-o și care răspândește bună mireasmă. O păstrează cu sfințenie. Am încercat să o luăm în această seară să fie aici. A zis, doamna, părinte, cât trăiesc eu, eu sunt, deci părinte, deci, pentru mine dacă mi-o luați, îmi luați sufletul și inima mea. Eu am trăit la gât cu această cruce toată viața mea. Eu trăiesc datorită rugăciunilor părintelui și nu mă despărțiți de ea, vă rog. O să văd mai încolo dacă o să pot să o dau și dacă o să pot să renunț la ea. Părintele nu era văzut mergând pe jos. În sala aici se află o scumpă tante pe care o iubesc, tante Aurica Belezan, care e din Păunești și care e în sală. Și care mi-a povestit că era tânără la mănăstirea Trotușanu și l-a văzut pe părintele plecând de la biserică cu o jumătate de metru deasupra pământului. Dar ține voie să spunem. Da, urmă să spunem. Ea este aici. Eu am auzit de foarte multe ori lucrul ăsta și ne miram de darurile părintelui. Era foarte, foarte slab. Foarte, foarte slab. Era transfigurat. Era un postitor desăvârșit. Când a fost invitat în satul Dofteana, la părintele Nălboc, în 1951, toată lumea mânca sarmale, toată lumea mânca amas, părintele Nil mânca pătrunjel. Scotea câte o rădăcină și o mânca între dinți. Nimeni nu-l vedea mâncând. La Măgura îmi povestea maica Ecaterina Iordache că părinte, noi eram 5-6 fete care aveam 15-16 ani și nu ne hotărâsem dacă să intrăm sau nu în mănăstire. Ele sunt acolo, maica Ecaterina, maica Anatolia și ne duceam după părintele. Părintele se ruga noaptea la iaz. La Măgura este un iaz. Și noi, fete, copile, ne duceam să vă urmărim. Și de multe ori l-am văzut în lumină. Și dacă o să intrați pe nildorobanțo.ro, o să vedeți mărturiile acelor maici. Și îl vedeam înălțat de la pământ în lumină. Maica Neonila, de la Băimac, de lângă Bacău, ne-am dus să căutăm o altă maică și am dat de o mănăstire. De fapt, am mers cu Marius și am greșit mănăstirea. Și aici o maică și am întrebat, aici e mănăstirea? Nu e aici, mai încolo cealaltă. Dar dumneavoastră cine sunteți? Maica Neonila. Da, îi zic, Marius, dă-mi o carte să-i dăm maicii, dacă tot e maică, să-i dăm și eu carte, prima carte. Când a întors cartea, maica a început să plângă. Și a zis, duhovnicul meu, tu, cum maică l-ai cunoscut? Da, eu eram la Măgura. Părinte, când se ruga, vedeam lumini cum ies din mâinile lui. Și rămâi mirat la aceste mărturii. Și sunt mărturii multe, multe, multe despre aceste daruri ale părintelui. Despre, era văzător cu Duhul. Noi nu, eu n-am căutat, nu mi-aș dori ca părintele Nil să-l găsesc pe frigider. Nu mi-aș dori ca părintele Nil să-l găsesc pe o cană în Kaufland. Deci nu aș vrea să devină ieroschimonahul Nil Dorobanțu și nu cred că va deveni, pentru că, vedeți, mesajul lui din manuscrise este numai cu vaiuri. Și nu prea văd eu, de aceea nici nu este iubit. Să știți că spun adevărul și mă doare să spun, la o lună după apariția primei cărți, unele librării au retras cartea. Și am sunat. Care e problema? Mi s-a transmis că, virgulă, cartea dumneavoastră are o problemă. Și am zis, trecut 25 de ani de la căderea regimului comunist și încă n-au murit cei ce caută să ia gața pruncilor. Deci cartea nu poate exista, e clar. Și zic, Doamne, nici n-a ieșit decât prima și a început prigoana. Mă gândesc că mă ieși celălalt, ce o să iasă? Și atunci am avut răbdare și am zis, nu e o problemă, m-a durut. Mă gândesc așa câte cărți sunt pe piață, câte cărți cu yoga, câte cărți, până și Mein Kampf al lui Hitler e în librării. Și am zis, ce are lumea asta cu Dorobanțu? De ce atât de mult deranjează Dorobanțu? Și m-am gândit că dacă 40 de ani i-au amputat spiritul și l-au ascuns, atunci e o problemă. Anul trecut, în noiembrie, a murit starețul Victorin Oanele, starețul Silăstriei. Și eu, în general, sunt atent la evenimentele bisericești din Patriarhia Română și nu numai, pentru că trebuie să fim informați. Și în cuvântul de despărțire pe care l-a citit preasfințitul Varlam, trimisul preafericitului Părinte Patriar la înmormântarea starețului Victorin, în comunicatul oficial am găsit această frază. Vasile Oanele, Victorin Oanele, a ucenicit la Tarnița lângă renumitul pustnic Nil.
La 40 de zile de la îngroparea starețului Victorin, am găsit un comunicat la revista Călăuza Ortodoxă a Arhiepiscopiei Dunării de Jos, anal preasfințitului dr. Casian Crăciun, care spunea: Părintele Victorin a ucenicit lângă vestitul ieromonah Nil Dorobanțu. În cartea mănăstirii Tarnița, la pagina 8, apărută în 2008 cu binecuvântarea anal preasfințitului părinte Epifanie, vrednicul de pomenire Dumnezeu să-l odihnească, scrie așa: La mănăstirea aceasta a viețuit o vreme un profund ascet, un vestit monah, renumit prin necetata rugăciune și nevoințele sale duhovnicești. Și m-am gândit eu, dacă preafericitul îl cunoaște, dacă în alt preasfințitul numește vestit, dacă în altă epifanie recunoaște că era un profund ascet, renumit pentru rugăciunile sale, pentru necetata rugăciunea minții, pentru viața sa curată, înseamnă că eu sunt pe un drum bun, pentru că e cuvântul a trei ierarhii ai bisericii care nu l-au dăudat degeaba. De asemenea, în cartea Tradiție și libertate în spiritualitatea ortodoxă a înaltului Antonie Plămădeală, dacă o să citiți, la pagina 89 vorbește de un nebun pentru Hristos, școlit la Cernica, care era într-adevăr nebun pentru Dumnezeu. E vorba de Părintele Nil. De fapt, Părintele Nil a fost coleg de bancă cu foarte mulți ierarhi. Cu Roman Ialomițeanu, a fost coleg cu înaltul Antim Nica, a fost coleg cu foarte mulți oameni care mai târziu au ajuns stareți, profesori sau arhimandriți, pentru că, într-adevăr, profesorii lor au fost niște titani, au învățat cu Ioan G. Coman, cu Ioan C. Savin, cu Haralan Berovența, cu Dumitru Stăniloae, erau atunci vremuri în care teologia românească strălucea. Asta nu înseamnă că și astăzi strălucește, dar profesorii de azi sunt nepoții profesorilor de atunci, care, într-adevăr, erau niște titani ai teologiei românești. M-am bucurat tare mult că în drumul meu spre a găsi informații, am găsit mai multă înțelegere la omul simplu, la mireni. Îmi povestea o tanti la Pângărați: Părinte, când eram tânără, a venit părintele noaptea la noi. Noi îl ocroteam, nu foarte mulți îl ocroteau. Au fost și preoți care l-au ocrotit, dar mai mult mirenii. Și când a venit la noi, ce am gândit eu? M-am gândit să-mi ascund copiii. Mi-era frică și am ascuns copiii la oricine. Când a intrat pe ușă, mi-a zis: Adă-mi copiii încoace. De ce mi-ai ascuns copiii? A chemat copiii, mi-a binecuvântat fântâna să nu sece niciodată. Și n-a secat. Și în acea noapte plecând, l-au prins preoții, că el era vândut de ai noștri, știți? Și l-au prins preoții, l-au băgat în mănăstire la Brateș și l-au încuiat pe dinăuntru, au ferecat geamurile, au bătut scânduri în geam, au ferecat ușa și bucuroși că îl prind pe părintele Nil și îl dau pe mâna securității, au anunțat securitatea. Când au venit securiștii, nu era părintele. A plecat. Tot s-a uitat la geamuri, s-a uitat la uși, tot încuiat, părintele nu era acolo. Iată, lucrurile acestea ne fac să gândim că avem de-a face cu un om cu alese calități duhovnicești, la care spațiul fizic, ușa, geamul, peretele, nu există pentru el. El niciodată nu spunea că vine de undeva. De unde vii? De la Hristos. Unde te duci? La Hristos. De unde vii? Din cer. Unde te duci? În cer. Și într-adevăr, eu cred că el a fost un fenomen. Am alergat pentru părintele pentru că, din păcate, niște oameni depărtați de biserică, și anume anumite secte, mai ales secta dogaristă din Decuci, condusă de un profesor, așa zis Constantin Dogaru, și alți oameni, au încercat să și-l improprieze pe părintele ca fiind păstorul lor duhovnicesc. Și l-au folosit. Îi folosesc pozele, îi folosesc personalitatea și am căutat să fac lumină și să arăt că părintele nu a fost un schismatic. Părintele are o teologie foarte clară. În vremea aceea, el a întors foarte mulți stiliști iuliani, deci cei de pe stilul vechi, i-a întors la ortodoxie. A întors foarte mulți sectanți adventiști din zona Hangu, Bohanița. Există la mănăstirea Văratei cu o maică, Maica Filoteia, care trăiește și mi-a zis: Părinte, eu eram adventistă, din neamul de adventiști. Părintele m-a făcut să intru în mănăstire. Din satul Bohanița, unde el predica, 50 de oameni au intrat în mănăstire. Din Tarnița au intrat peste 30-40 de oameni în seminarii și în mănăstiri. Deci predica lui, forța copleșitoare a lui a făcut ca oamenii să fie copleșiți și el spune că am introdus atât de mult tineret în mănăstiri și am luptat ca să cresc oameni și copii pentru Biserica lui Hristos. Eu vă rog să citiți cărțile, pentru că acolo veți vedea într-adevăr cum gândește,
care este teologia lui și să urmăriți toată activitatea asociației, pentru că noi încercăm să mai strângem mărturii despre dânsul. Din păcate, nu mai sunt persoane care mai trăiesc și orice persoană care ne poate da o mărturie este foarte importantă. Am fost acuzat că sunt un nebun care umblă după un nebun. Am fost cercetat dacă sunt canonic sau nu sunt canonic. Mi s-au cerut date dacă fac parte din biserică sau nu fac parte din biserică. Pentru că, datorită faptului că părintele a fost impropiat de acești oameni, se făcea o conexiune cu mine ca și cum aș fi din altă biserică sau din alte fracțiuni, ceea ce nu e adevărat. Eu sunt cleric în Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, sunt ascultător ierarhului meu canonic și Sfintei Biserici Ortodoxe Universale Sobornicești. Și de aceea n-am nicio legătură cu fracțiuni sau cu alte biserici sau pseudobiserici, ci eu am rămas credincios bisericii care m-a crescut și m-a format și nu am făcut altceva decât să merg după un ortodox. Părintele Nil este ortodox, nu este altceva. Și dacă am scris, am scris pentru că am găsit în această carte care se cheamă Mărturisitorii din închisorile comuniste un cuvânt care mi-a plăcut. Știți, în America există o mănăstire, mănăstirea Platina. Acolo s-a ostenit Sfântul Serafim Roz. Nu este canonizat, dar eu îl socotesc sfânt pe Părintele Serafim Roz. Și ei aveau foarte multă evlavie la Sfântul Ioan Maximovici. Și s-au apucat ei să-i scrie viața și să meargă să caute mărturii despre sfințenia Părintelui Ioan Maximovici. La un moment dat, un episcop i-a certat și le-a zis, spune aici în carte, nu publicați nimic despre arhiepiscopul Ioan până ce nu mor dușmanii lui. Dar de ce? A fost reacția firească la aceste cuvinte. Și a spus părintele, până atunci vor muri și prietenii lui și nu va mai fi nimic de publicat. A urmat răspunsul, atunci veți putea scrie ce vreți. Și am spus noi, da, dar nu mai avem ce scrie. Atunci nu va fi nicio problemă să țesem legende neputincioase, inofensive și să nu păstrăm consemnări adevărate care poate tulbură despre un sfânt real întemeiate pe fapte la care au fost martori cei care l-au cunoscut pe sfânt așa cum era el cu adevărat. Și de aceea eu am alergat cât am mai avut timp și cât mai am la oameni care l-au cunoscut cu adevărat pe părintele și care pot da mărturie despre dânsul. Și de asemenea în această carte am mai găsit un cuvânt frumos. Și spune așa, dacă cumva pentru a iubi adevărul, pentru a identifica adevărul, pentru a nu-l ascunde, dacă Dumnezeu nu-l ascunde, de ce să-l ascund eu? Și m-am gândit, pentru că în toată această lucrare pe care am făcut-o a fost o pronie a lui Dumnezeu. Anul trecut, pe 12 noiembrie, a fost prima oară când am mers la mormântul părintelui. Am plecat seara, am făcut 10 ore, și am plecat cu fiul meu, cu cântărețul meu. Când am ajuns la cimitir, i-am spus, uite, eu iau partea asta, tu ia partea cealaltă. Eu nu l-am găsit. Atât de mult am început să plâng. Unde ești, părinte? Unde ți-e mormântul? Și am auzit o strigare. Părinte, am găsit mormântul. Am slujit primul meu parastas la mormântul părintelui, de Sfântul Nil Pusnicul, care se sărbătorește pe 12 noiembrie. Apoi am mers la casa părintelui, unde nepoata de acolo, o strănepoată care are grijă de casă, mai îndepărtată, mi-a zis, părinte, e încuiat acolo. Eu nu am cheie. Cheia e la drum pe tatălui Severin, la un nepot de-a meu. Eu i-am zis, mamă, Veronica, eu n-am bătut 700 de kilometri. Eu tai lacătul, spară ușa, o iau cu mine. M-am dus la magazinul satului, am luat un lacăt cu 3 chei, am găsit o pânză de bonfire, am tăiat lacul cu nepoata, lacătul cu nepoata și am intrat în casă. Acolo am găsit două rase, acest epitrahil, un felon, mai multe culioane, și un sac osarhieresc. Primul lucru, mi-am luat culionul părintelui și l-am pus în cap. Mă gândeam, aș fi zis, Duhul din tine îndoit în mine. Dar mi-a fost frică. Am pus culionul în cap și am cerut atât. Părinte, să vă rugați Bunului Dumnezeu să nu-mi fie frică, să vă rugați Bunului Dumnezeu să pot să lucrez în acest demers duhovnicesc și să aveți grija mea de acolo de unde sunteți. Să mă îndreptați unde trebuie să mă duc. Să vorbesc ceea ce trebuie să vorbesc. Și vă rog să mă ajutați. Și a fost pentru mine un moment extraordinar. Imediat am primit aprobarea de la CNSAS și după aceea au început ucenicii părintelui
să sune, să spună. Eu am 50 de pagini, eu am 30 de pagini, eu am 100, eu am 200, eu am 1000, eu am manuscrisele toate, s-au strâns și au fost predate asociației care se ocupă de ele și care le publică și datorită asociației ele pot apărea pentru că eu nu am avut logistica necesară și de fapt sunt participant la prima carte. Asociația știind că eu cercetez pe părintele, mi-a propus o colaborare și a zis, părinte, noi vedem 40 de pagini din mistică în care părintele își spune viața și veniți și dumneavoastră cu partea de cercetare și facem și noi o primă carte și vă treceți dumneavoastră la ediția îngrijită pentru că dumneavoastră ați lucrat și dumneavoastră ați aranjat-o. Și așa a apărut prima carte, Eroschimona cu Nedor Banțu, Nebun pentru Hristos și Făclier al monahismului secolului 20. Eu vă mulțumesc că ați venit să ascultați gândurile mele și îmi doresc ca focul părintelui, dragostea părintelui pentru Hristos să intre și în inimile frăților voastre. O să vedeți în mistică cum se ruga Iisuse dulce, Iisuse prea scump al sufletului meu. Să vedeți cum se roagă. A făcut Sfânta Liturghie toată viața lui în fiecare zi. Chiar dacă era caterisit, nu i-a păsat, pentru că caterisirea a fost politică. Pentru că el spune că Lefter Gheorghe, acest Lefter Gheorghe era șeful puterniciților atunci care, știți că biserica avea niște puterniciți ai Ministerului Cultelor și veneau acești puterniciți raionali, regionali, care se ocupau și dacă găseau un element care nu corespunde lor, îl îndepărtau din călugărie, îl îndepărtau din preoție. Ca și Arsenie Poca și Părintele Nil a fost caterisit. Dar el și-a slujit Sfânta Liturghie mereu. Îmi povestea o doamnă în 1973, părintele a cerut acelei familii să-l ia la Tekelgiol. Și în fiecare dimineață, la ora 6, părintele dormea în mașină. Și la ora 6 bătea la ușă. Sfânta Liturghie. Făcea Sfânta Liturghie. Acolo. Îi dezlega, îi împărtășea. De asemenea, părintele spune că atât de mult a iubit Sfânta Liturghie, atât de mult a iubit unirea cu Hristos, atât de mult a dorit să se împărtășească încât el trăia numai cu Sfintele Taine. Aceasta era dragostea lui de a sluji zilnic Domnului Dumnezeului său și de a se uni cu Hristos. Vorbește atât de frumos, spune, mâncând ochii Domnului Dumnezeu, vom vedea ca El. Mâncând mâinile Lui, vom alerga la bine, mâncând picioarele Domnului. Și le spune și nouă preoților, spune așa, preoților, când îl sfărâmați pe Hristos, să aveți grijă să nu-i scăpați un picior sau vreo mânuță. Și când îl luați în gură, să-i auziți scâncetul pruncului între dinții voștri. Trăia. El l-a văzut pe Hristos, o să vedeți în cărți, toată viața lui el a văzut carne și sânge acolo în potir. Ca Sfântul Simeon Nouă Teolog, care 48 de ani a văzut porumbelul Duhului Sfânt coborând peste Sfintele Taine. El avea vederea duhovnicească, avea auzul duhovnicesc și spunea, cum? Voi nu vedeți carnea și nu vedeți sângele cum clocotește în Sfântul Potir? El avea niște trăiri extraordinare. Avea o viață duhovnicească extraordinară. Era un om dedicat pentru călugărie și mai ales pentru schivnicie. Și de aceea eu îl iubesc. Pentru că a fost sincer, pentru că a fost vertical, pentru că n-a colaborat cu niciun regim, pentru că a condamnat duplicitatea și pentru că nu s-a lăsat niciodată cumpărat, nu s-a lăsat niciodată să-i fie pervertit sufletul său curat și bun. El a murit în condiții stranii. A fost adus acasă bătut în zona pieptului. Asociația s-a ostenit să-l dezgroape. Eu, de fapt, le-am zis atât. De multe ori în periplul meu duhovnicesc îmi spuneau unii oameni, părinte Ioane, nu mai umbla iurea după un nebun. E un nebun, un țăcănit. De fapt, părintelui se spunea zănatecul, un țăcănit. Și, ca să știi ceva, părintele a fost un păcătos, a fost un eretic, a fost un înșelat. O să găsești oase goale, o să găsești trupul împuțit în mormânt. Și atunci, îndurerat fiind, i-am spus doamnei Marina, nepoatei, doamnă, uitați, toată lumea zice că e eretică. Ne-am gândit, măi, poate are nevoie părintele, chiar dacă îl găsim împuțit. Orice om păcătos, împuțit, hoit, are nevoie de o dezlegare. Și ne-am gândit, doamnă, dezgrupați-l. Poate facem o rugăciune arhierească, preoțească, de dezlegare. Și dacă nu o fi neputrezit și o fi împuțit, poate mila lui Dumnezeu va desface trupul său de înșelat. Ei, surpriză mare. Nu s-a găsit nimic. Sicriul părintelui gol. Mama în stânga, tatăl în dreapta.
Sicriul părintelui gol. Unde e părintele? Călugărul dispărut din meie dinți. Eu, sincer vă spun, mi-am dorit să nu fie acolo. Și când am auzit vestea, m-am bucurat în sufletul meu și am zis, Doamne, năzdrăvan mă ești, părinte. Și în viață năzdrăvan și după moarte. Și credincioșii de la Crainici, care, văzând asociația că a venit acolo să dezgroape, ei se pregătiseră să ia moaștele părintelui, se pregăteau să apară sfintele moaște, ca de altfel și noi ne-am gândit că o să fie sfinte moaște. Și ei au rămas triști, noi am plecat triști și părintele de sus o fi zis, nici la voi, nici la voi, așa că eu plec, am plecat, nu se știe unde este. Noi speculăm că l-au furat securiștii, că l-au furat călugării. Hai, călugării nu l-au furat, securiștii nu l-au furat, poate s-o fi urcat, cine știe. Mulți sfinți s-au urcat. Cine știe ce lucrare a avut Dumnezeu cu el? Dar eu cred în viața părintelui. Eu nu canonizez oameni. Eu nu fac oameni sfinți. E datoria bisericii. Dumneavoastră canonizați. Dumneavoastră sfințiți pe oameni. Viața lor curată, ortodoxia lor dreaptă, minunile de după moarte sau în timpul vieții și evlavia dumneavoastră canonizează un om. Eu n-am vrut altceva decât să aduc în, din nou în atenția profesorului teologie, a ierarhilor mei, a colegilor mei preoți, a dumneavoastră, să aducem acest om din nou, să-l punem în valoare. Dacă o fi rătăcit, dacă o fi înșelat, dacă o fi greșit, rămâne ca după apariția cărților, teologii, doctori în teologie, profesorii, să analizeze opera și să dea ei verdictul. Dar eu cred că era păcat. Și vedeți, opera a apărut pentru că, nu știu dacă apărea vreodată, pentru că oamenii aceia care au spus că au manuscrise au văzut că părintele din ce în ce începe să îi fie cunoscut numele. Și au spus, părinte, văzând dragostea dumneavoastră, osteneala dumneavoastră, încet, încet, lucrurile au ieșit la iveală după atâția ani, după 38 de ani, 9 pagini. De asemenea, asociația mi-a spus că una din pagini are numărul 100.003. Părintele își numerota fiecare pagină de manuscris. Și eu m-am speriat și am zis, 100.003, nu se poate să fie scris, părintele, atâtea pagini. Dar se pare că mai sunt pagini uitate în țară. Se pare că unii mai dețin bucăți din manuscrisele părintelui Nil. Și de aceea și această lansare s-a făcut ca ea să apară în mediul online și poate oameni care au acasă și cărora le-a fost frică, că să știți că foarte mulți oameni cu care am vorbit, unii mi-au spus, părinte, ești conștient că sfinția mea ta nu o să-ți fie prea bine. Ei, da, știi, părinte, noi am tăcut până acum de frică. Noi am vorbit când te-am văzut pe mama ta. Dar unii mi-au zis, ești puțin nebun. Și am zis, mai nu mai un nebun, poate să caute alt nebun. Dar un nebun pentru Hristos și nu idiot pentru oricine. De aceea, eu am alergat după părintele și alerg în continuare. Pentru că vreau să aflu adevărul. Și mereu am aflat și lucruri urâte despre dânsul. Nu m-am smintit. Le-am primit, am respectat dragostea și poate ura altora și mi-am cules ca albina ceea ce este și ceea ce am considerat eu. Bineînțeles, am păstrat și criticile. Dar, citind paginile părintelui Nil, pentru că din scrisul lui îți dai seama ce teologie a avut, cum a gândit, cum a simțit. Și atunci, noi va trebui să citim și dumneavoastră vă îndemnăm să citiți, să-l studiați, să-l îndrăgiți și să știți că eu am simțit puterea părintelui extraordinar de mult. Când am fost cu Marius în satul Poiana Vrâncioaia, la un moment dat am mers să căutăm o poză. O să o vedeți. E vorba de părintele Nil în 1966, stă undeva cu mâini ridicate pe un monument la Bârsești Vrâncioaia. Vă dați seama, în plin regim comunist, părintele mai eu, cu mâinile sus pe monument, câțiva oameni stau căști din cap, iar părintele în semnul Sfintei Cruci, vă dați seama, nebun pentru Hristos. Și nu găsisem poza aceea. Și în duminica aceea ne-am îndreptat spre Poiana. La un moment dat ne-a ieșit o tandi la ocazie. Eu am trecut cu Marius pe lângă ea. Eu îi zic lui Marius, mă, Marius, oprește-mă un pic. Dacă o fi o tandi din sat și știi ceva despre părintele Nil, hai să ne întoarcem. Am dat marșalier, am deschis geamul și am zis, să rămână mămăică. De unde ești? Din Poiana. Da, de Nechifor Nil Dorobanțu. Eu sunt mai așa, mai direct, știi, am și speriat femeia. De Nechifor Nil Dorobanțu. Ai auzit? Cum să nu? Cum să nu auzim noi de părintele Nil, drăguțul nostru, sfințișorul nostru? Dar ce oameni? Și haideți că vă duc eu la o casă. Am mers la casa respectivă, unde era o nepoată
de unui om numit Ion Boboc, un ucenic al părintelui în anii 50. Și a spus, i-am spus, Doamne, n-aveți niște poze în casă cu părintele Nil? Avem, părinte, dar nu mai știu unde are mama cufărul ei. Mai femeie, te rugăm frumos, Doamne, tanti, mămăiță, nu mai știam cum se spune. Te rugăm, cercetează. Am plecat din Focșani, la o oră ne-a sunat. Părinte, întoarceți-vă înapoi. Am găsit. Vai. Nici nu știu cum am întors și am găsit 10 poze. Și spuneam lui Marius Petru, mă, Marius, mă, dacă nu luăm noi femeia aia cu noi, cum găseam noi pozele astea? Și ne-am gândit, dar ce credeți că a ieșit singură din la ocazie? A scos-o cineva. De asemenea, am mers la Mănăstirea Recea să caut o maică care a fost tunsă în monahism de părintele Nil. Și când am intrat în mănăstire, eu nu știam decât că a fost tunsă. Și întreb, este o maică pe pridvor. Maică, să nu una. Ai auzit din Tropanțul? Cum să nu? Dar nu știi vreo maică care a fost tunsă de părintele Nil? Eu sunt părinte maica aceea. Ea m-a așteptat pe pridvor. La Mănăstirea Buluc ne-am dus să o căutăm pe maica Marina cu preoteasă. Și am ajuns la mănăstire. O maică aprindea o candelă la de mănăstire. Și am deschis geamul și am zis, Hristos a înviat. La care maica zice, oh, numai părintele Nil dădea Hristos a înviat în mijlocul verii. Și zic, păi eu pe el îl caut. Păi da, da. Zic, dar caut o maică, Marina Chiper. O cunoașteți? Cum să nu? Vă duc eu la ea. Hai, coboră jos, părinte. Mă ia maica de braț, merg 20 de metri, se uită la mine și spun, eu sunt maica Marina. Pisau mă ia picioarele. Și am zis, Doamne, eu am venit să o găsesc pe Marina și uite, Marina era la poartă, m-a așteptat pe mine. Și atunci am zis, părintele e cu mine, părintele îmi deschide cale. Și nu vă mai zicem altele și altele care s-au întâmplat. Eu, cândva, o să scriu o carte, mai despun l-am cunoscut eu, cum am trăit eu și sunt multe lucruri pe care nu pot să le spun în seara aceasta. Dar cândva, din toate aceste lucruri pe care le-am trăit, voi scrie o carte. Cum l-am cunoscut pe părintele Nil? Și sper, cu ajutorul lui Dumnezeu, să fiu sănătos și sper ca să mă înțeleagă și cei care mă condamnă, că nu-mi văd de treabă, că nu e momentul, că părintele trebuie lăsat să stea în adormire, că părintele a fost puțin luat, că nu e cazul să apară acum. Și am zis eu, măi, dacă Dumnezeu a scos 9.000 de pagini din pământ, din iarbă verde, dacă Dumnezeu ne-a deschis ușile peste tot, înseamnă că Dumnezeu vrea. Dumnezeu nu mai vrea ca această lumină să stea sub oprob. Și dacă e voia Lui, atunci eu să zic nu. Noi când suntem chemați de Hristos, trebuie să spunem, Ioane, părinte, unde ești? Eu trebuie să-i spun, iată-mă, Doamne, iată-mă, părinte. De aceea, eu nu am făcut multe, decât m-am lăsat purtat de părintele Nil peste tot și părintele mi-a deschis multe, multe lucruri. M-a bucurat atât de mult. Eu acasă, în familia mea, soția Anastasia, când am plecat, eu aveam emoții, cea mică. Și i-am spus, Anastasia, m-a văzut, tata ți-e rău? Nu, am niște emoții. Și a zis, să nu fii supărat, tu ești prietenul lui părintele Nil. Și părintele Nil e prietenul tău. Și tu te acolo, ia epitrahilul lui în gât și el va fi cu tine. Nu-ți fă probleme, tu știi multe despre el. Ai cum, poți să povestești multe. Am plecat, mi-am sărutat-o și am zis, mai dacă Anastasia mea este așa, trebuie să fiu puternic și să pot vorbi. Eu vă mulțumesc tare mult. Și dau cuvântul domnului scriitor, care și dânsul din focul nostru am aprins și inima dumnealui și vă va vorbi și dânsul părintele. Să vedem dacă mai rezistați. Sigur că eu am citit volumul despre care am amintit că l-a conceput. Am făcut această antologie care, intrându-mi în mână la recomandarea părintelui Macarie, am citit-o cu real interes și cu trăire care sper să se regăsească în aceste rânduri. Nu vă spun că acest articol a avut și el ceva aventuri până să apară. L-am încredințat unei publicații. Am primit un răspuns că, da, e bine scris, dar e bine să mai reflectezi, să te mai gândești un pic. Sigur că m-am gândit și l-am trimis la altă revistă și a apărut. Așa că am să vi-l citesc, pentru că eu sunt adeptul cuvântului scris și nu sunt un vorbitor grozav. Pentru atei și pentru cei care au încă îndoieli că Dumnezeu există,
Volumul lui ierarhul Nil Dorobanțu, Nebun pentru Hristos și Flacără vie a monahismului secolului 20, editura Babel Vacău 2015, le demonstrează la modul concret nu numai că el e din veșnicie, ci și că poate fi pipăit, văzut, auzit și experimentat mistic. Sigur, această teofanie divină va fi greu de asimilat cu mințile lor rătăcite, dar cine dintre ei va avea răbdare să parcurgă până la final paginile antologiei, alcătuite cu o sârdie și smerenie de preotul Ionel Dumitru Adam, cel de față, se va întreba cu siguranță dacă nu cumva e cazul să renunțe la această gândire limitată și să se apropie cu pași repezi de unicul Creator. Deși cu preponderență Mântuitorul se arată de regulă săracilor, orfanilor, analfabeților, urmărind firul zbuciumat de existența eroschimonahului Nil Dorobanțu, nu putem să nu ne cutremurăm la rândune și să nu ne bucurăm că aleșii lui Dumnezeu trăiesc printre noi zi de zi și că în nimicirea noastră putem fi alături de El, martori ai dumnezeirii prezente, reale și valorificatoare, tocmai azi când Dumnezeu e negat de 1 miliard de nebuni atei, iar bucuria și surpriza descoperirii acestui nebun pentru Hristos sunt cu atât mai mari cu cât până la apariția cărții foarte puțini aflaseră despre faptele sale sfințitoare și de nenumăratele minuni pe care le-a săvârșit încă din timpul vieții pământești. Sintetizate, reperele bibliografice le întâlnim în autobiografia scrisă la sediul securității din Turnul Severin, ziua arestării, la 2 aprilie 1970, dar ele transpar în toate celelalte pagini, începând cu autobiografia mea de luptător pentru lupta cea bună în via lui Hristos, continuând cu mărturile rudelor și ale celor care l-au cunoscut direct, consemnate cu migală de antrogator și încheiind cu suita de fotografii și documente de arhivă, în marea lor majoritate scoase pentru prima oară la lumină. Născut în câmp, a fost crescut de mic în Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, ridicându-se rapid spre cerul de lumină și trăind la 14 ani prima teofanie în extaz, semn că Dumnezeu a avut un plan cu el încă de la începuturi, lucrând nevăzut și pregătindu-l etapă de etapă atât pentru descoperirea Raiului pe Pământ și a fiorului tainii divine, cât și pentru a deveni ucenic în fiecare zi, cu sânge și fără sânge, până la sfârșitul depistării ateiste. Căzând adesea în răpire, a tăinuit multă vreme harurile cu care le-a înzestrat Dumnezeu pentru credință și adânca lui smerenie, dar observând ce se întâmplă cu ortodoxia, și aici citesc, astăzi a intrat o necredință, o îndoială în toată lumea, nu a putut să-și ascundă la infinit trăirile și a considerat de datoria sa să strige sus și tare ce a experimentat în mod științific, controlabil, real. Și acum iarăși vă citesc. Cu ochii mei am văzut pe Dumnezeu pe cât mi s-a putut. Cu urechile mele am auzit cuvântul lui Dumnezeu prin glas omenesc. Cu limba mea am gustat și am văzut ce dulce este Domnul Euharistic. Cu simțul olfactiv am adulmecat balsam, miresme și smirnă divină și miros străin de lumea asta, parfumul logosului divin. Cu mâinile mele și cu simțul tactil am simțit puterea palpabilă a Dumnezeului celui viu. Sărac de nume și de lume, de averi trupești și sufletești, obosit de atâta prigoană, dar bogat în comori cerești mistice, a fost condus de Dumnezeu cu mână tare și cu braț înalt, atingând trepte de sfințenie, greu de imaginat în timpurile noastre. A fost răpit ca Avacum și ca Filip și mutat în altă parte, scurtând din drum spre ceruri. În urma slujbilor și a rugăciunilor sale, sfinții vechi, calendariștii iuliani, s-au întors la ortodoxie, ca și toți sectanții,
Ateii și învățații au crezut în Hristos. Păcătoșii s-au pocăit, bolnavii s-au tămăduit, doi orbi au văzut, două moarte au înviat, epileptici, slăbănoci, muți, ciunci, surzi s-au tămăduit și cuvântul Hristos lucra cu putere. Era atât de spiritualizat încât apărea și dispărea când voia și unde voia, când mergea nu atingea pământul, plutea. Avea darul de dublări și al dispariției instantanee. În timpul slujirii avea alături pururea cerul de îngeri, a descoperit maștele pusnicilor din Agapia și din Sighăstria și așa mai departe. Învățat de părintele Arsenie Boca cum să pogoare mintea în inimă și zestat cu harisma predicii, a propovăduit cuvântul lui Hristos atât în biserici și mănăstiri, de unde a fost alungat de fiecare dată, cât și cu biserica în spate, predicând ore întregi desculți cu crucea în mână, cu capul gol, încins cu o funie prin sate și orașe, slujind Sfânta Liturghie zi de zi, cel mai adesea în spații neconvenționale și în natură. În șuri, în păduri, în grajduri, prin beciuri, în pivnițe, în fân, în cetină, în noroi și pe gheață, pe acoperișuri, pe ulițele cetății, noaptea și ziua, atrăgând în jurul său mii de oameni, dar și inghemonii securiști, care nu i-au iertat cuvântul răspicat și iubenile trașante, faptul că la predică vedea lumină sau întuneric, porumbel sau păcat, iubire sau ură la fiecare creștin și nu-și termina cuvântul propovăduitor până nu pierea Satan din toți. L-au arestat în mai multe rânduri, l-au scos din slujbă în straile cu care oficia liturghia și l-au batjocorit, bătându-l cu pumni și cu arme grele, aruncându-l în întunericul demonic al celulei numărul 5 și punându-i viața în pericol de mii de ori, fără a reuși însă nicio clipă să-i perturbe convingerile și să-l oprească din activitatea sa misionară. Dimpotrivă, condițiile grele din temniță i-au folosit la curățirea, iluminarea și unirea mistică, iar suferințele l-au ajutat la marea judecată să scape de iadul cel veșnic. Considerat nebun și caterisit în cele din urmă de arhierei pe care îl mustra pe față și tocmai de aceea nu l-aveau nici ei la inimă, a preferat să stea ascuns în satul natal vreme de 14 ani și să studieze, elaborând o operă teologică impresionantă și abia de acum încolo va fi valorificată, după cum deducem din cuvântul de încheiere al îngrijitorului ediției. Flacără vie a monahismului românesc, ieroximonacul Nil Dorobanțu, 1920-1977, va fi cu siguranță nu doar scos din uitare, ci și integrat în galeria impresionantă a patericului. Ce să mă plâns, sunt obosit de acum. Autohton și, de ce nu, chiar înscris în sinaxare, întrucât gradul său de sfințenie și minunile pe care le-a săvârșit în ultimele decenii vorbesc de la sine. Citiți volumul și vă veți convinge că cel ce a îmbrăcat încă de tânăr haină de batjocură și se considera din smerenie vierme și nu om, a fost și este, în fapt, unul dintre mulții sfinți tăinuiți iubiți în spațiul românesc și care merită cu prisosință să fie cunoscuți. După cum ați observat, el deja este cunoscut. Modesta mea contribuție, sper să mai aducă și alți oameni în preajma lui. Vă mulțumesc! Aceasta a fost seara pe care v-am oferit-o. Mulțumim invitațiilor noștri și mulțumim celor de la bibliotecă, doamnei director Șerbu și Camelii, că au avut atâta răbdare. Părintele Nil este acum mai aproape de mulți dintre noi. Veți ști data viitoare dacă vă doriți să fiți aproape de el când vom avea evenimente. V-am spus că sunt cărți la ieșire, sunt lucruri din care puteți gusta și puteți să o întrebați pe doamna Aurica, care are multe de spus în particular, așa, ca să nu mai lungim lucrurile, da? Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Bună seara! Cu îngăduința părintelui și cu a distinșilor oaspeți, haideți să cântăm Hristos a înviat, am primit camul de la duhovnicul meu.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește și ne mântuiește pe noi. Amin.